cămăși. Și 4 cravate costă 3 cămăși și 4 cravate. Trebuie să mă ajuți. Da. Era. 3 cămăși, și 4 cravate. 105, da. Plus 4 cravate, 4 ori 18. E 72 plus 105, da? Da. 177. Costă 177 de lei. 5 cămăși și 12. Și 7 cravate costă 301. Vai, ce nu puteți să egalăm. Ba, să știi că se poate rezolva foarte ușor problema aceasta. Gândește-o. M-am gândit. Hai să gândești până vine. Nu începem cu... Dar nu. Ai soluția, da? Bine, hai să gândești. Am o soluție foarte bună. Bun, gândește până vine și Casandra. Mi-am gândit deja. Găsește soluția. Două până la patru, rezolvă tot și finalizăm. Așa. Da. Hai să venim în casă, da? Stai că nu se întâmplă nimic așa. Deci, trei cămăși. Te rog să scrie problema care pun, da? Trei cămăși și patru cravate. Cu alte probleme. Da? Trei cămăși. Și patru cravate. Costă 177. Darius, hai muncește să vezi cum îți iese. Da. Deci trei cămăși și patru cravate costă 177 de lei. 5 cămăși și 7 cravate. 5 cămăși și 7 cravate costă 301 lei. 301 lei. Cât costă o cămașă și cât costă o cravată? Zita. Trebuie să facem mulțim cu 3. Pe ce? Păi aia de sus. Pe prima relație cu 3. De ce cu 3? De ce nu cu 9? De ce nu cu 7? De ce cu 11? De ce să fii gândit cu 3? Pentru că ar fi rezolvat numerele prea mari. Nu, ăsta e păi motivul. Păi noi nu avem cum să ne egalăm, da? Ba nu, ba... Păi am putea să învățim prima cu 2. Prima cu 2, da. Ca să egalăm măcar cât de cât, așa. Hai să te apropii, eu vreau să mă apropii deodată. Dar v-am învățat pe metoda a doua la B atunci. Măi, lăsă-mă așa ușor. Deci, tu ți-e spui, dacă ai mulțit cu 2 pe prima, s-ar întâmpla să fie 6 aici. Și 8 acolo. Și la diferența ți-ar ieși ceva mai la îndemână, da? Bun. Dar dacă spun aici cu... să dau alte numere, 11, poftim. Modific problema. Lăsăm așa. Deci, să merg pe mâna voastră. N-ar îi respectăm. Pentru că ei spun așa. Facem chestia asta pentru cât de cât se apropie problema. Da? Iată, te rog. Deci, Casandra mi-a propus să mulțim pe prima cu cine? Cu 2, da? Și te rog să vorbești. Tu ai propus? Bine. Și îmi dă 6 cămăși. 6 cămăși. Și scrie-te-l și scrie în timpul ăsta. 6 cămăși și 8. Da, 6 cămăși și 8 cravate costă 14 ori 2. 14 ori 14. Da. 5. Da, 7 ori 14, 5. 3. Și 354. Și pe a doua să o copiem, pur și simplu, nu? Asta îmi propui? Da. Și o copiem și vine una cămașă.
5 cămăși. 5? Păi eu am scris așa, dar voi trebuie să fiți atent, da? 5 cămăși, da? Și... Și 7, nu? Te rog să vorbești. Și 7 cravate. 7 cravate. Costă? 301 lei. Acum, fac diferența din cea de sus ca și cea de jos, se vede, nu? Da, facem 300... Nu. Și la cămăși vedem. Și ne rămâne unul la fiecare. 6 minus 5, una, da? Una la cămăși și una la cravate. Da? Vine una cămașă și una cravată costă diferența 354 minus 300. 353. Cât? 53. Foarte bine. Deci, acum, pe lângă informațiile pe care le avem date la început, mai am una, că o cămașă și o cravată costă 53 de lei. Cum pot folosi acest rezultat? Important, frumos, interesant. Păi îmi dau seama că o cămașă și o cravată fac 53. Atât ar știu. Și am putea... Nu se gale. Știm că nu sunt prețuri legale. Nu cred că e bine, dar până acest spus. Nu. Este corect raționamentul până aici. Dar acum asta poate fi cuplată cu oricare din este la de două. Și fac... Deci iau pasta de bază și mai adaug lângă ea o altă relație. Pe cine să o adaug? Una din ele. Care ți se pare mai la îndemână? Cred că prima, că sunt numere mai mici, da? Da. Și dedesubt a scrie, sub ea scrie trei cămăși și patru cravate, costă, cât costă? Trei cămăși și patru cravate, scrie acolo, 177. Vă rog să priviți de acum problema, am părăsit problema complet și aici ne concentrăm. Că ai obținut o relație foarte deșteaptă. O cămașă și o cravată costă 53 și de lei. Și acum am putea să facem 4 ori 53. Acum ne concentrăm să vedem dacă avem șanse, pe astea două privindu-le, cele două relații, să avem același lucru mult mai ușor de obținut. Nu te mai uita în urmă, doar aici. Să fie același lucru, sus-jos. Ce ar trebui să facem cu prima relație ca să fie la cămăși același lucru? Păi ori 3. Ori 3 peste tot, sigur că da. Prima relație o mulțești toată cu 3. Adică ca să fie 3 cămăși. Da, 3 cămăși și 3 cravate. Sigur că da. Este egal. Deci, iată că acum devine, după mulțirea, te rog să vorbește Casandra. Deci 3 cămăși. 3 cămăși. 3 cravate. Da, și 3 cravate. Costă? Cât costă? 159. 53 ori 3, nu? Da. E tot cu 3. 159 lei. Dedesubt pe a doua copii, pur și simplu, că am reușit performanța asta, am același loc, 3 cămăși și 4 cravate costă 177 lei. Și acum facem 177 minus 159. Tragem linie și ne uităm la comparație. La cămăși avem același lucru, nu mai ne interesează. Se vede că la cravate provine, nu? Din la cravate. Și iată, diferența facem este... Facem 177 minus 159, ca să vedem cât e o cravată. Păi zicem, una cravată, 4 minus 3. Da. Una cravată. Costă. Diferența. 177 minus 159 și egal cu 18, nu? 18 lei. Și dacă am aflat cravata,
ne ducem, ne ducem și locuim la cravată și rămâne cămașa 53 minus 18 și face 35, deci, da? Gata, am aflat. Deci una cămașă de desubt, una cămașă, egal cu 53 minus 18 și face 35 lei. Da. Mi se pare că a fost o idee frumoasă, interesantă. Da. Aici a fost ea inspirată și a spus, mă, nu pot eu deodată, nu văd cum se, cât se număr. Dar zice, dacă aș înmulți cu 2, s-ar apropia 6 față de 5 și 8 față de 7. Și mi-ar fi poate de folos. Ușor. Dar te-ai blocat aici. Da, ce da, m-am blocat. Te-ai blocat? Nu știu ce să mai fac. Chiar că aveai de gând să-l arunci relația la gunoi. La coșul de gunoi, pentru că spune, nu știu dacă îmi folosește. Nu... N-ai sesizat că ai cel mai, cel mai important rezultat, că o cămașă și o cravată costă 53 de lei, una, una. Atunci folosești pe oricare din ele date inițial, că ai unul care se poate mulți și cu 3 și cu 7 și cu... Deci ai posibilitatea foarte rapid. Am întrebat, dar vreau să facem și cu 3 ori A? Păi, sigur că da. Deci, ia să vă transcriem așa. Vrei să spui relații matematice, da? În relație, cum ar fi fost? Dacă notăm așa cu A prețul... A prețul cămășii. Așa, și cu B. B prețul, deci, cravatei. A prețul cămășii. Cămășii. Și cu B, din nou scrim, da, așa, B, cu B. Prețul, prețul cravatei. Prețul cravatei. În ce se transformă? Prima relație s-ar transforma... Zi, Davide, 3 ori A. 3 ori A. 3 ori A. Plus, plus 4, deci 3 ori A, tu faceți voi. Plus 4 ori B. 4 ori B. Egal cu 177. Corect. 177. Și a doua relație, cu Casandra? 5 ori A. 5 ori A. 5 ori A. Plus și scriem, și scriem, și scriem acolo. 7 ori B. Plus 7 ori B. Așa. Egal cu 301. 301. Iată că cele două relații, tot ce am scris aici în cuvinte, sunt surprinse, nu? Am prima relație și a doua relație, în două relații am strâns tot. Ei bine, și aici a fost ideea ta, să mulțim tot prima cu 2, deci să mulțim cu 2, pe prima relație, așa ai zis ca s-a apărat. Și atunci, prima relație devine ce, după mulțirea cu 2? 2 ori 3, 6 ori 6 ori A. Și scrii, și scrii. Deci, așa, scrii acolo, că eu nu știu. 6 ori A. Stau și mă uit la tine. Plus. 6 ori A plus 8 ori B. Corect. Plus 8 ori B. Egal cu... Zi! 354 de lei. 354 de lei. E dublul 177, da? Da, 354. 354 lei. A doua, să o copiem. Da. Te rog să spui de sub ea, o copiem. 5 ori A. 5 ori A. Plus 7 ori A. 5 ori B. Egal cu? 301. 301. Și dacă le scădem pe fiecare în parte, uitându-le la cămăși, la cravate, obținem 6 minus 5. Deci din cea de sus scădem pe asta de jos, nu? Sau o cămașă. Deci 6 minus 5. O cămașă. 1 ori A plus 1 ori B egal cu? Egal cu 5. 53 de lei, și voi ați făcut. 53. Așa, face 53. Când 354 scădem pe 301, fac 53. Și acum, la asta de aici am adăugat noi, uite cum am adăugat-o, pe... Pe prima chiar. Pe prima am adăugat-o, da? Da, pe 3 ori A. Am luat-o de sub, sub ea, da? Și am zis 3 ori A. Eu să vorbești tu, 3 ori A plus... ori B. Egal cu? Cu 177. Și acum ochiul nostru stă numai pentru pe asta. Ce am făcut aici ca să fie aceeași comparație, fiind 1 și 3, am mulțit totul cu 3 aici.
Da? Am mulțit totul cu 3. Și a devenit iară. Prima relație a devenit... Ia să vedem ce a devenit prima relație după mișcarea asta. 3 ore, ai zis ca asta. 3 ore. Deci lucrează, lucrează, că eu nu mă le-am făcut. Știu eu ca să o fac. Plus 3 ore B. Da. 3 ore A plus 3 ore B. Deci 3 ore 3. Da. 159. 159, da. Deci avem. Devine. Deci devine 3 ori A. Plus 3 ori B. 3 ori B. Este egal cu 159. Da? Iar dedesubta o copiem pe cea de-al doua. 3 ori A plus 4 ori B. 3 ori A plus 4 ori B. Egal cu 177. Egal cu 177. Tragem linie și vedem. Fiindcă avem aceeași criterii de comparație, da. Deci 3 ori A, 3 ori A, înseamnă că rămân doar 1 ori B. 1 ori B. 1 ori B egal cu diferența de 18 parte. 18 lei. Și ne-a dat repede. Ați văzut? Da. Deci voi acum spuneți, parcă ne place să vedem relațiile scrise așa, că pur frumos, da? Da? Asta ai spus tu, da, Casandra. Da. Ei bine, uite, acum, de acord, foarte de acord cu ceea ce a făcut. Dar aici ai făcut un manevră asta, pentru că tu, Casandra, ți-ai spus, m-aș bucura, chiar dacă nu reușesc din prima să fie exact, așa m-aș bucura să fie pe aproape. Da. Și aici a fost ideea de mulți cu doi. Dar dacă te focalizezi aici, la cămăși bună, și vrei să apară deodată cămășile, ca să nu mai muncești prin intermediarul relației acelea. Deci, pe prima înmulțim cu 5 și pe a doua înmulțim cu 3. Pe prima cu 5, ca să fac 5 ori 3, 15, și pe a doua cu 3. Da. Adică dacă la prima înmulțim cu 5, din 5 ori 3, 15. 15. Dar oprește-te. Iar dacă pe a doua înmulțim cu 3, da? Pe a doua cu 3, fie 5 ori 3, 15. Aici, deci, acolo să punem. Iată ori, cum aici. Devine. Ori. Da. Deci aici o să mulțim toată relația, prima relație, cu cât a zis Casandra? Cât prima relație? Cu 3. Cu 5. De ce cu 5? Mulțim cu ăsta de jos, ca 5 ori 3 să facă 15. 15. Și pe a doua, pe asta de a doua, o să mulțim cu... Voi nu știți de unde, nu? Nu înțelegeți. Uitați cu mine. Am scris asta cu 5 ori 3. De ce fac 5 ori 3? Pentru că 5 ori 3 fac 15 și le egalăm pe amândouă iubita. Deci, noi vrem să ajungem deodată. Tu mai înainte... Dar poți să fac și în cealaltă parte. Da, dar aici și acolo putem, cu 4 și cu 7, inversul lor. Ne-am focalizat acum atenția aici, Casandra. Dată ce mulțim toată asta cu cine? Cu 5. Cât și devine aici? 5 ori 3, 15. Când de îndată ce mulțim toată asta cu 3, 3, devine 3 ori 5, 15. Și o să am 15 și 15. Și nu mai muncim atât. Asta e. Deci nu merg la întâmplare. Tu ai mers acolo cu 2 ori. De aproape. Da. Dar aici mergem la fix. Ca să deci, avem comparația. Pe ăsta cu coeficientul ăsta și pe ăsta cu coeficientul ăsta. Ai înțeles? Da. Inversăm pe 3 cu 5 și mulțim. Și repede ne dă egal. Și mergem foarte repede. Și dar a terminat. Pentru că repede se face. Iată ce se întâmplă acum. Devine 15 cămăși. Daria. Așteaptă, Daria. Daria. Păi da. Păi da, dar ți-am explicat eu, că nici tu n-ai știut. Așa că tare. Eu acum, ce a făcut mama cu tine, trebuie să o fac eu acum cu toți și pentru toți ceilalți care ne privesc. Ce devine relația după ce o mulțim cu 5, Casandra? Deci nu trebuie să ieșim prin plan, că nu asta e obiectivul. După ce o mulțim cu 5, ce devine relația asta? Devine egală. Zi. Adică 15. 15. Adică am să scriu. Cămăși. 15. Cămăși. Cămăși. Și 20 de cravate. Și 20 de cravate costă. 20. Cravate. Cât ai zis? 885 de lei. Costă? 885. Că 885 lei. Ai înțeles? Lei. Faceți voi asta. Mulțim cu 5 și mulțim cu 3. Dar scrieți toată lumea. Dar scrieți una. Așa. Să vedeți ce repede se rezolva. 15 cămăi și 20 cravate costă 885 lei. Și acum, David, zi tu, pentru că mulțim pe asta cu 3, ce devine? 15 cămăși, și 21 de costă la 803 lei. Egal cu 900 de lei.
903. Tragem linie și le scădem că le-am comparat acolo. Ia uitați-vă, 15 și 15 și a ieșit o cravată. A ieșit deodată, asta este superb. Casandra, ai văzut? Cravate, nu mai muncim prin intermediar, iar mai scriem, iar mai înmulțim, iar mai înțeles. Dați-mi venire la actă. Păi, da, nu, dar pe toată nu te aștepta nimeni. Te-am respectat. Da. Ai văzut că am scris din relația ta. Lucrat. Deci nu am spus, nu-i bun. Am lucrat-o și pe aia. Dar vrem să vedem în comparație, că cum deodată, pe varianta asta, când reușim să avem același număr de cămăși, da? Iată că diferența o face o singură cravată, una cravată, costă 18 lei. Diferența 903 minus 885 face 18 lei. Și ați văzut? Da. N-am mai adus-o și pe a doua, n-am mai iar am mulțit. Da, ne-am complicat. Da. Ce merită să reținem din toată povestea asta? Am muncit, e drept, suficient astăzi. Dar trebuie să plecăm cu ceva. Și anume, când avem șansa ca din capul locului să fie deja același număr la comparație, suntem fericiți. Când avem de comparat și observăm că una din cele două variante este deja puse cu același număr, Darius, înseamnă că suntem fericiți, Davide. Da? Da. Suntem fericiți. Dacă nu avem pe una și avem șanse de obținere rapidă, știți bine că mi-am dat una și două și am mulțit cu doi, repede exact. Și ajungeți. Iar dacă nu avem deloc, cum s-a întâmplat aici, trei cămăși, cinci și patru și șapte, atunci ne focalizăm atenția și să ajungem deodată la comparația respectivă. Adică vom mulți pe prima relație cu numărul de la cea de-a doua, cu 5, toată relația. Și apoi pe a doua cu 3 de aici. Da? Și îndată vă sesizăm că avem același număr. Și mult mai repede. E mai rapid. Repede diferent. Da, te mișcă mai repede. Iar partea asta la copii, când aveți aici, puteam să începem și așa. Mulțeam pe prima toată cu 7. Și pe a doua cu 4. Ia uitați-vă. 28. Pe a doua toată cu 4. 4, 7, da, 28. Da, puteam schimbă și nu trebuia să o gizăm. Deci ne mulțim efectiv pe amândouă copii. Da. Cu ce? Cu inversul, da? Cu eficientul celei de-a doua. Exact. Pe prima și pentru cea de-a doua cu eficientul de la prima. Și este mult mai repede. Asta ca să ajungem la același număr de comparație. 15 sau partea asta a fost 28. Și merge problema foarte repede. Am găsit foarte multe cu metoda comparației probleme cu profesorat. Sigur că da. Se pot rezolva că mecanismul putem merge, da. Asta deci noi ne-am străduit astăzi, în discuția care am purtat-o, să prindem mecanismul de lucru la metoda comparației. Da. Da? Deci metoda comparației, chiar așa se la sinteză, metoda comparației, probleme. Da, așa am făcut noi asta. Da? Metoda comparației, probleme. Asta am Doar asta am făcut. Doar asta am făcut. Da, dar domnul profesor a insistat foarte mult, pentru că ca să rămâneți cu ceva și când am zis metoda, prin metoda comparației, voi să știți ce am de făcut. Trebuie să fac asta, să egalez într-un... Da, se compar, să am același lucru. Fie într-o parte, fie în alta. Da. Nu? Ca și metoda mersului înapoi și metoda falsei ipoteze. O să ne focalizăm, chit că deci mai multe ore, dar acum ne-am dus pe metoda asta a comparației și o să facem seturi de probleme aici și dacă mâine, încât vreau să vă fie foarte clar. Clasa a patra, metoda comparației asta. Probleme. Și cum se face? Prietenii noștri care au dorința de a intra în problemă cu adevărat, să înțeleagă metoda și asta n-au decât să ne urmăiască filmul. Corect. Să urmăiască pe prof online. Sau în direct. Da. Sau în direct, sau pe prof online, Google. Să știi că tu, clasa a 5-a, cu fetița la clasa a 5-a, ea a mai spus și prietenilor lor și le-a spus așa. Faci următorul lucru. Acum, ei nu s-au deplasat. Ei stau frumos acasă, liniștiți, stau cu un ceai și acolo. Lucrează pe profesional și fac tema. Și
și-a făcut tema, pur și simplu. Da, dar dacă nu vine unul aici, după cine și-ar face? Pentru chestia asta trebuie să-l ceară câte ciocolate. Corect, că dacă eu n-aș veni, voi nu v-ați face lăsa da, tema. Da, da. Eu m-am determinat ca proful meu să facă tema, așa, da? Și voi puteți spune, știți ce? O ciocolată veniți la noi ca să facem păi tema. Păi mulți și de a șaptea fac așa, domn profesor de la Miruna. Și fac așa, dar dacă n-ar veni ei, de unde și-ar mai face? Lecția mai că ăștia nu cer nimic. Deci, pentru că noi ne-am dus acolo și v-am făcut lecția, o ciocolată, mă discutăm. Hai, zice ceva, nu uitați, zice. De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. Așa să faceți. La revedere, clasa 4-a, pa, pa.